Abba, vrem să-ți mulțumim pentru acești bărbați pe care Tu i-ai pus deoparte. Mulțumim că ei au croit un drum prin pustie pentru noi. Mulțumim pentru toate lucrurile pe care Tu le-ai lucrat prin ei pentru a aprinde inimile noastre, pentru a trezi Duhul în noi. Doamne, Te lăudăm. Te lăudăm pentru exemplul lor. Te lăudăm pentru faptul că nu au dat înapoi atunci când încercările au venit peste ei, atunci când cei dragi au părăsit. Doamne, îți mulțumim. Îți mulțumim că Tu le-ai dat putere să rămână tari atunci când oamenii au aruncat cu prietenii ei, atunci când oamenii au ridicat pietrele împotriva lor. Mulțumim că Tu i-ai ținut tare în credință, Doamne. Te lăudăm pentru ei și îți mulțumim. Abba, 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 îți mulțumim pentru ei. Doamne, Doamne, fii slăvit pentru ei. Doamne, fii binecuvântat pentru ei, Doamne. Mărturisim, Doamne, că ne smerim înaintea Ta, Doamne, și mulțumim, mulțumim, Doamne, mulțumim. Mulțumim pentru binecuvântarea pe care ne-ai dat-o, Doamne, prin acești oameni. Pentru exemplul lor, Doamne, al credinței. Doamne, Te slăvim și îți mulțumim pentru că ei au dus greul în pustie, Doamne. Au dus greul în pustie, au străbătut pustia, Doamne. Pentru noi, Doamne, ca noi să putem intra în binecuvântare. Doamne, fii binecuvântat, Doamne, fii binecuvântat. Noi, generația tânără, îți mulțumim, Doamne, pentru acești oameni. Și, Doamne, mărturisim că-i prețuim, mărturisim că iubim pe ei, pe soțiile lor, Doamne, care au fost împreună cu ei în tot timpul ăsta. Și binecuvântăm, Doamne, ca și preoți ai Tăi, ca și preoți ai casei Tale, ca și seminție preoțiască, îi binecuvântăm, Doamne, pe acești apostoli ai credinței, îi binecuvântăm înaintea Ta, Doamne, îi binecuvântăm. Îi binecuvântăm cu pace, Doamne. Îi binecuvântăm cu Shalom care vine din Tine, Doamne. Îi binecuvântăm, Doamne. Fă să strălucească fața Ta, zâmbetul Tău, Doamne, să fie peste ființele lor, Doamne. Fă ca în continuare numele Tău să fie peste ființele lor. Doamne, fă ca în continuare să conducă poporul Tău, Doamne, spre țara promisă, în destinul pe care noi îl avem înaintea Ta, Doamne. Dă-le putere în continuare, Doamne. Dă-le putere, dă-le îndrăzneală, Doamne. Dă-le îndrăzneală din partea Ta să rămână tari, să continue să proclame, Doamne, cuvântul Tău, să continue să proclame lucrurile Tale. Dă-le îndrăzneală, Doamne, dă-le îndrăzneală și dă-le putere și, Doamne, întinde-ți mâna și prin robul Tău, Iisus Hristos, fă să se facă semne și minuni mari prin mâinile lor. În numele Lui Iisus Hristos, Doamne, întinde-ți mâna și lucrează cu putere, Doamne, cu putere. Dă-le ungere îndoită, Doamne, dă-le ungere îndoită, Doamne. Pune în ei Duhul care era în Caleb, Doamne. Duhul care era în Caleb. Dă-le putere să se lupte în continuare în lupta cea bună a credinței. Lupta cea bună a credinței. Dă-le putere, Doamne. Dă-le putere. Dă-le putere să meargă până la capăt. Până la capăt, Doamne. Dă-le putere să continue în alergarea pe care ei o au de făcut înaintea Ta. Dă-le putere. Întărește-i în omul din lăuntru prin Duhul Sfânt, Doamne. Fă să fie înrădăcinați puternic, zidiți puternic în această dragoste. Fă să cunoască lungimea, lărgimea, adâncimea, înălțimea dragostei Tale care întrece orice pricepere, Doamne. Și Tu ești Cel care poți să lucrezi mult mai mult decât credem noi, decât îți cerem noi. Tu ești capabil, Doamne. Tu ești capabil să lucrezi mult mai mult. De aceea Te binecuvântăm și îți mulțumim pentru acești oameni. În numele Lui Iisus Hristos.